Artiști, oameni obișnuiți sau personalități din diverse domenii au urmărit pe monitoare documentarul despre Constantin Brâncuș, produs de televiziunea română, și au avut discuții libere. Vâlcenii cred că marele sculptor nu este apreciat nici acum la adevărata valoare și că este absolut necesară amenajarea unui muzeu Constantin Brâncuș la Târgu Jiu. A fost, este și va rămâne o mare personalitate a vieții culturale, a activităților plastice. Nu trebuie uitat. Eu sunt convins că nu facem atât cât ar trebui pentru ca să readucem în acasă, pentru că ca să readucem și în cultura română, pentru că el deja aparține universalității. Cred că Brâncuș să se întoarce mai puternic decât atunci când a plecat din România și cred că el ne va ajuta pe noi să pătrundem mai aproape ceea ce înseamnă opera universală și rolul pe care noi ca români o să avem în viitor. Astăzi se împlinesc 140 de ani de la nașterea lui Constantin Brâncuș, cel care a lăsat umanității o operă impresionantă.